Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 15-30 iunie 2021. Etalare pentru zodia Scorpion, ascendent lună în zodia Scorpion. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez aceste lucruri foarte mult și vă mulțumesc din suflet. Am schimbat puțin formatul acestei etalări, sau, mă rog, modul în care etalam până acum. Și dacă o să vă placă, dacă o să vă regăsiți, nu ezitați să vă spuneți părerea într-un coment, să dați un like și vom face acest tip de etalare și pe viitor, de ce nu? În primul rând vom vedea cum va decurge așa în mare prima parte din acest interval 15-30 iunie 2021. Și aici avem moartea, care vă reprezintă chiar pe dumneavoastră semnul zodiacal Scorpion. În prima parte a intervalului vă așteaptă schimbare radicală. Unii dintre dumneavoastră vreți să faceți o mutare importantă, vă doriți vindecare, vă doriți recunoaștere, poate cineva să vă recunoască ceea ce simte cu adevărat sau vreți să lăsați ceva în urmă. Dar în alte situații viața dumneavoastră se poate schimba radical. Să faceți un copil, să vă căsătoriți, să divorțați, să vă mutați cu nu, să vă mutați cu persoana iubită, că schimbarea aceasta poate fi și temporară, deci nu ceva permanent care nu puteți face nimic să dați înapoi odată ce ați cu schimbarea aceasta. Dar văd o legătură foarte puternică cu rădăcina. Poate fi vorba și de anumite situații care v-au marcat pe dumneavoastră, dar nu de acum, ci de acum mult timp în urmă. Sau ați moștenit ceva din generație în generație, din familia dumneavoastră. Poate unii dintre dumneavoastră nu aveți noroc în dragoste. Poate vă place un caracter anume și aici să vi se tragă din familie. Sau aveți dumneavoastră obiceiuri în familie când vine vorba de dragoste. Veți scăpa de persoane mincinoase, de persoane leneșe, de persoane care nu își exprimă sentimentele sau nu își doresc ceva serios și de lungă durată. Văd că veți discuta cu o persoană care, nu știu, aici vorbim și de o schimbare în atitudine. Cineva care a fost foarte neserios, o persoană petrecăreață, o persoană vicioasă, o persoană agresivă, o persoană neserioasă în general, se va transforma într-o persoană matură, deci și va fi o schimbare permanentă începând de acum. Poate dumneavoastră sunteți cei care vă propuneți, începând cu acest interval, să faceți lucrurile diferit, să faceți o alegere, să discutați cu cineva, să vedeți acolo unde există o problemă în a avea noroc în dragoste, de ce nu aveți, de ce vă despărțiți foarte repede, de ce persoana pe care dumneavoastră o iubiți nu pune la fel de repede suflet. Sunt mai multe situații și aici e o legătură, e o situație karmică care vă pune foarte mult pe gânduri. Oricum veți vorbi cu o persoană care vă pune foarte mult pe gânduri. În a doua parte a intervalului puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Rac Scorpion. Avem steaua, o altă arcană majoră foarte importantă, care duce cu ea multă speranță. Avem și stelele din Lenormand, ceea ce înseamnă că va apărea o cale nouă în viața dumneavoastră. O să vă bată inima din nou cu putere, vă dă dragoste foarte mare, foarte multă comunicare în a doua parte a intervalului. Poate apare cineva în viața dumneavoastră care vă vindecă sufletul și inima de o suferință veche. În alte situații văd întâlniri, dar oricum întâlniri romantice, care o să vă bucure foarte mult și vă redă speranță, pentru că întâlniți exact acel gen de persoană pe care parcă l-ați așteptat o viață întreagă.
Bineînțeles că apar și foarte multe bârfe, poate persoanele din jurul dumneavoastră nu sunt de acord, nu vă susțin în această relație sau în această legătură, dar din câte pot observa, nu veți pune la suflet. În a doua parte a intervalului veți avea mare noroc în dragoste. Și exact cum v-am spus, întâlniți fel și fel de situații și fel și fel de oameni sau o relație de dragoste se poate îmbunătăți, mai ales în cazul în care în primul interval aveți probleme sau e o relație peste care nu ați trecut, chiar dacă au trecut ani de zile, de exemplu. Provocările perioadei vin cu o nouă arcană majoră, cu eremitul. Trebuie să luați, poate, nu știu, să gândiți, să regândiți, să fiți mai înțelepți. Când vine vorba de fidelitatea cuiva, poate, sau să încercați să vedeți dacă acea persoană vă este fidelă într-adevăr. Poate unii dintre dumneavoastră sunteți singuri și vă doriți foarte mult să cunoașteți pe cineva sau să fiți cu cineva în mod special, pentru că văd că așteptați, da, așteptați pe cineva special. Dar eu cred că este vorba de o persoană pe care încă nu ați uitat-o, o persoană pe care o iubiți foarte mult. Poate auziți ceva de această persoană și de aceea stați așa pe gânduri. Văd și cadouri, veți primi o vizită, un mesaj, ceva, o să vă bucure foarte tare sufletul. Chiar dacă apar și tensiuni, provocarea e așteptarea aceasta, că trebuie să aveți răbdare și în perioada aceasta veți suspina, veți suferi, veți analiza, vă veți gândi, vă veți aminti de anumite lucruri. Surpriza vine cu un 6 de bâte, care aduce cu sine multe vești bune, reușită, câștigați teren, sau câștigați, faceți un pas spre a cuceri pe cineva. Văd că învingeți rivali în dragoste. Puteți avea de-a face și cu semn zodiacal fecioară, berbec, leu, săgetător. Este un nou început pentru dumneavoastră, doar că de data aceasta o să fiți mai prudenți ca niciodată și o să vă feriți de tot ceea ce ar putea să vă supere. O altă surpriză ar putea fi vestea venirii pe lumea unui copil, nu să aflați de o sarcină. Chiar dacă puteți spune că nu vă simțiți pregătiți încă, pentru că vă ia cu amețeala când auziți sau chiar veți da o petrecere, acum depinde de fiecare cum va reacționa. Aveți motive să vă bucurați foarte mult, auziți și niște zvonuri care vă bucură, vă revedeți cu cineva. Cred că apare sau reapare o persoană pe care dumneavoastră o iubiți. Acestea au vrut să iasă împreună și le voi lăsa așa. Vești bune legate de întoarcerea cuiva. Cineva vă dă de veste, auziți discuții despre persoana pe care o iubiți. Ceva schimbă cursul lucrurilor în favoarea dumneavoastră. În legătură cu împăcările, avem valetul de bâte. Foarte multă curiozitate în primul rând, discuții fel de fel, dar apar și situații spontane. Acum vom vedea dacă sunt de bun augur sau nu. Există șansa unei împăcări, dar cineva se axează mai mult pe siguranța financiară, pe o stabilitate financiară sau este o persoană vicioasă. Adică chiar dacă veți încerca să vă împăcați undeva, se va termina povestea. Sau veți lua o decizie radicală în legătură cu o persoană, poate fi vorba de o persoană singură cu un copil, poate fi copilul dumneavoastră sau copilul dumneavoastră și cu această persoană. Văd că situația va rămâne constantă. Dacă sunt probleme în anumite relații și împăcarea nu este una sigură 100%, vor fi împăcări și despărțiri, pentru că încă o perioadă văd că situația aceasta va rămâne constantă și o să fiți așa oarecum triști, melancolici, îngândurați unii dintre dumneavoastră. Ei, undu-te, vino aici. În legătură cu relațiile de trio avem un nou de bâte. E teama de a nu se afla de relația aceasta ascunsă, de a nu ieși la iveală, pentru că sunt cam mulți ochi pe dumneavoastră. Vă urmăresc intențiile, vă urmăresc reacțiile, să vadă dacă aveți o legătură cu cineva sau nu. Și e teama de a nu fi descoperiți. În același timp poate fi vorba de o relație extraconjugală pe la locul de muncă sau sunteți foarte atenți la un coleg, la un șef, la un coleg, la o șefă de care v-ați îndrăgostit, care v-a schimbat viața.
simțiți ceva special pentru această persoană și vă întâlniți în afara muncii sau în afara casei. Văd că cineva plătește pentru o pensiune, pentru o cameră de hotel, unde vă vedeți, sau în casa cuiva, sau cineva a închiriat un apartament, o garsonieră, unde să vă vedeți seara. Posibil să aveți de-a face cu semne de foc, berbecle, săgetător, semne de apă, rac, scorpion, pești. Dacă vă regăsiți în situația aceasta, să știți că încă o perioadă va continua, doar că vă trebuie foarte multă grijă să nu vă descopere cineva și să vă facă rău. Sau, pe de altă parte, poate fi vorba și de o relație în care se pune foarte mult în balanță sau cineva încearcă să pună bariere, să nu depășească anumite lucruri. Poate sunteți prieteni cu beneficii și nu vreți să ajungeți la sentimente pentru că se complică lucrurile, fiind și o căsnicie la mijloc. Poate fi și situația aceasta. Și pentru persoanele singure avem faetonul. Poate aveți de face sau veți avea de face cu un orac, dar vorbește mult faetonul de o hotărâre. Vă trebuie multă determinare, foarte multă bârfă în jurul dumneavoastră. Persoane care nu vă încurajează să fiți cu cineva sau să vă luați inima în dinți să spuneți cuiva ce simțiți, dar văd drumuri pe care le faceți, multă intimitate. Intimitate sau frământări interioare, poate vă place de cineva de la locul de muncă și încă nu ați spus ce simțiți. Poate veți cunoaște o persoană văduvă, poate veți cunoaște o persoană mai tânără decât dumneavoastră, o persoană singură, divorțată sau care este în divorț. Dar aici văd și niște căsnicii. Poate sunteți căsătoriți și vă simțiți singuri în aceste căsătorii, în aceste căsnicii. Și vreți să știți cum ați putea evada, cum ați putea scăpa. Se pare că unii dintre dumneavoastră nu sunteți fericiți în relația de cuplu, dar parcă vă autosabotați, parcă vă autopedepsiți. Nu ați făcut nimic rău să faceți acest lucru și trebuie să vă doriți mai mult. Dar văd că veți avea contact cu persoane mai în vârstă, cu persoane mai tinere, cu persoane cu copii, persoane mature, persoane foarte dulci, persoane foarte gânditoare. Fel și fel de situații veți întâlni, fel și fel de oameni. Nu veți reuși să luați o hotărâre, important e că veți socializa. Văd că unii dintre dumneavoastră încă mai așteptați. Nu vreți să vă aruncați așa. Și e posibil să fiți influențați oricum de oameni din jur, de familie, de prieteni, cunoștințe. Nu ar trebui. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!